Nu doar bolile amenință sănătatea animalelor de companie. Pericolele sunt mult mai aproape, chiar în mediul în care trăiesc, și adesea sunt ignorate. Vom afla în continuare de la lector Adriana Amfim, cadru didactic al Facultății de Medicină Veterinară Spiru Haret, care sunt acestea și cum acționează asupra sănătății animalului. Cu ce substanțe toxice se pot contamina animalele de companie, în speță câinii și pisicile, în casă și, în egală măsură, în curte, pentru proprietarii care le cresc la curte? Posibilitatea de intoxicare a animalelor de companie, făcând referire strict la câine și pisică, este multiplă, fie că vorbim de câini și pisici crescuți într-un apartament, fie că vorbim de animalele de companie crescute la curte. Înainte de a aborda orice discuție legată de intoxicații sau toxicoză la animalele de companie, trebuie să facem referire la ceea ce reprezintă o substanță toxică sau o substanță cu potențial toxic. Putem porni de la un dicton clasic care spune că orice substanță este toxică, numai doza face diferența. Din acest concept trebuie să înțelegem că sunt substanțe cu toxicitate crescută sau chiar substanțe despre care nu cunoaștem că sunt toxice, la un moment dat pot deveni toxice pentru animalele de companie. Lista acestor produse toxice sau cu potențial toxic este destul de lungă, mai ales dacă discutăm despre câinii și pisicile crescute la curte. Nu este de neglijat nici creșterea unui animal de companie în casă, fără acces la exterior. Putem discuta așadar despre produsele de decontaminare, cele pe care proprietarii le folosesc pentru decontaminarea obiectelor sanitare, pentru decontaminarea pardoselilor, sau putem discuta despre categoria mare de pesticide, aici înțelegând substanțele utilizate împotriva dăunătorilor, fie că sunt insecte, fie că sunt rozătoare, fie că sunt diferite fungicide pe care proprietarii le pot aplica, în special la curte. Dacă discutăm despre toate aceste substanțe pe care le putem găsi în casă sau la curte, într-un depozit, trebuie avut în vedere că cele mai multe dintre aceste produse sunt marcate prin diverse simboluri. Este cunoscut capul de mort, dar pot fi simple cuvinte care trebuie să atragă atenția asupra gradului de toxicitate, fie că sunt în engleză poison, poisoning, fie că sunt pur și simplu în română. Ar trebui ca aceste semnale vizuale să avertizeze proprietarul asupra potențialului toxic și chiar letal al acestor substanțe. Este deosebit de important de menționat că proprietarii nu sunt întotdeauna conștienți referitor la gradul de toxicitate al substanțelor, sunt neglijenți în ceea ce privește depozitarea acestora. Legat de starea toxică pe care substanțele sau soluțiile toxice o pot determina, trebuie să avem în vedere și specia, categoria de vârstă din cadrul speciei, cunoscându-se faptul că animalele tinere și animalele în vârstă sunt predispuse unei întregi patologii și în special patologiei toxice. Nu trebuie neglijat comportamentul social al animalelor sau comportamentul alimentar, comportamente care ar determina câinele sau pisica să aibă acces în locuri nu foarte, să spunem, vizibile și potențial periculoase pentru proprietar. Este important de cunoscut că pisicile sunt destul de predispuse contaminării cu substanțe toxice, să spunem, din cauza comportamentului lor mai jucăuși comparativ cu câinele. De asemenea, dacă discutăm despre pisică, trebuie să știm că o categorie aparte de pesticide, făcând referire clar la insecticide, sunt destinate câinelui și numai acestuia și nu sunt destinate în toate cazurile și pisicilor. Vorbim aici despre piretrinoide, sunt compuși sintetici din piretrinele naturale extrase din crizantemă. În patologie și în clinică, cele mai multe cazuri în ultima perioadă de toxicoze sunt cele legate de supradozarea insecticidelor la pisică sau aplicarea insecticidelor destinate câinelui pisicii. Ciocolata este un produs alimentar a cărei istorie a început cu 2000 de ani în urmă, când arborele de cacao era cultivat în America de Sud. Acesta poate crește până la 8 metri în înălțime, în aproximativ 12 ani, înflorește în tot cursul anului, însă doar 0,2% din cele aproape 100.000 de flori ajung să se transforme în fructe. A urmat apoi o cale lungă de la Cristofor Columb până când spaniolii au îmbunătățit gustul băuturii preparate de azteci din semințe de cacao prin adaos de trestie de zahăr și diferite arome, precum scorțișoara sau vanilia. În secolul XIX s-au produs două transformări importante în istoria ciocolatei. O companie engleză creează tehnologia de solidifiere a ciocolatei, iar 2 ani mai târziu, suedezul Daniel Peter adaugă un ingredient nou, laptele. De aici, varietățile și gusturile ciocolatei au făcut înconjurul lumii și a devenit cel mai îndrăgit și cunoscut desert. Nu însă și pentru animalele de companie, la care este total nerecomandată. Nu doar substanțele sunt toxice pentru animalele de companie, ci și unele alimente la care acestea au acces în casă, chiar destul de des, pot să devină toxice pentru câine și respectiv pentru pisică. Care prezintă cel mai mare risc? Dacă discutăm în continuare despre categoriile de substanțe care pot determina o stare toxică la câine sau la pisică, putem include alimentele destinate consumului uman. Reprezintă o categorie destul de largă de produse care pot induce stări toxice, dintre cele mai grave și chiar letale, și mai ales din cauza faptului că proprietarii nu cunosc aceste aspecte sau consideră că dacă ei pot consuma ciocolată, cacao, ceapă sau alte produse și nu sunt dăunătoare, aceste produse nu ar dăuna animalului de companie, este greșit, iar cei care s-au confruntat odată cu o stare toxică indusă de ciocolată știu foarte bine cât de gravă poate fi această toxicoză. Nu există o clasificare certă a produselor destinate consumului uman asupra gradului de toxicitate, pentru că nu sunt cunoscute toate substanțele toxice, însă partea clinică și literatura de specialitate citează intoxicațiile produse de ceapă, de usturoi, aceste alimente conținând un tiosulfat cu proprietăți iritative asupra sistemului gastrointestinal, iar în cantități mici, dar a la lung, ceea ce înseamnă o intoxicație cronică, pot determina anemii. Un alt produs asupra căruia sau despre care se cunoaște că induce toxicoze, în special la câini, este avocado. Este drept, ca incidență este mai puțin întâlnită această toxicoză, probabil din cauza faptului că nu toți proprietarii îl consumă. Avocado conține o substanță numită persină, determinând în primul rând afecțiuni gastrointestinale și afecțiuni nervoase. Nucile de macadamia sunt extrem de toxice pentru câine și pentru pisică, dar ca și cazuistică sunt mult mai puține situații de toxicoze, pentru că, așa cum spuneam și în cazul fructului de avocado, sunt mai puțin consumate de către proprietari. Să spunem, în top dintre produsele alimentare destinate consumului uman rămâne ciocolata, în special ciocolata neagră, la fel de bine, așa între ghilimele, o stare toxică poate fi indusă chiar de consumul unor dulciuri care conțin o cantitate mare de cacao. Este absolut cunoscut că la om ciocolata reprezintă așa o recompensă pe care proprietarii consideră că ar trebui să o aplice și animalelor de companie, necunoscând faptul că pe lângă cacao, ciocolata conține teobromină, un alcaloid care, dacă la om este metabolizat și nu produce nici pe departe o stare toxică, la animal induce o toxicoză destul de gravă. Dozele sunt oarecum, nu sunt foarte bine stabilite, însă fiecare proprietar ar trebui să știe că 100 de grame de ciocolată neagră pentru un câine de 10 kg poate produce o stare toxică. Toxicitatea produsă de ciocolată, respectiv de teobromină, se manifestă clinic în special printr-o simptomatologie nervoasă, hipertermie, simptomatologie cardiacă și, dacă nu se intervine, prognosticul în cazul acestei toxicoze este grav. Trebuie să avem în vedere tipul de ciocolată și să știm că cu cât aceasta este mai neagră, respectiv conținutul în cacao este mai ridicat, cu atât este mai toxică pentru animal. Sau, altfel spus, dacă avem un câine de talie mică, ca cel menționat anterior, de 10 kg, nu este nevoie să consume o tabletă întreagă ca să-i fie fatal dacă nu se intervine acest consum. Un alt produs cu care animalele, să spunem, se pot contamina și despre care proprietarii nu știu că are potențial toxic este xilitolul, un îndulcitor artificial, un înlocuitor al zahărului. Este consumat cu preponderență de către diabetici, fie ca atare, ca îndulcitor în cafea, fie în produsele destinate diabeticilor, și atunci, așa cum se întâmplă și în cazul ciocolatei, proprietarii își pot recompensa animalele de companie în special cu produsele care conțin xilitol. Consumul acestei substanțe, chiar în doze mici, poate determina, în special pentru câine, o criză hipoglicemiantă, ceea ce se manifestă printr-o simptomatologie nervoasă și, ca și în cazul ciocolatei, dacă nu se intervine în timp util, poate să îi fie fatală. Pentru ceapă, pentru usturoi, pentru nucile de macadamia, chiar pentru avocado, nu sunt menționate cu exactitate dozele toxice, dozele letale, motiv pentru care, din punctul meu de vedere, este foarte, sau ar fi foarte bine ca proprietarii să fie informați, să știe că aceste produse alimentare deloc dăunătoare pentru ei sau dăunătoare în aspect, sub aspect toxicologic, pot cauza intoxicații animalelor, motiv pentru care consumul ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, restricționat sau chiar limitat. Alte substanțe cu care pot veni în contact animalele, în special cele care sunt crescute la curte, reprezintă o categorie de produse destinate construcțiilor, produse care pot conține și conțin de altfel derivați petrolieri sau diverse amestecuri de vopsea. Este absolut cunoscut că vopseaua conține miniu de plumb, iar toxicitatea pe bază de plumb este destul de gravă pentru câine. Așadar, este important ca și în cazul produselor de decontaminare și ca și în cazul pesticidelor ca depozitarea să fie asumată de către proprietar, să fie în locuri în care orice animal, cât ar fi de curios, să nu aibă acces. O altă toxicoză, spunem noi oarecum sezonieră, este cea legată de antigel, de etilenglicol. Spuneam că este sezonieră pentru că în perioada de toamnă cazuistica este destul de mare. Posibilitatea de intoxicare este destul de crescută, mai ales la câine, pentru că etilenglicolul are un gust dulceac și animalul de companie, câinele, poate foarte ușor să intre în contact cu el fără ca să aibă măcar o reticență. Etilenglicolul determină într-o primă fază o stare ușor ebrioasă și pentru proprietar poate să nu fie ușor de decelat o simptomatologie care mi este foarte evidentă, însă metabolizarea etilenglicolului în organism înseamnă în final afectarea rinichiului, depunerea cristalelor de urați și instalarea unei insuficiențe renale destul de grave. Avantajul pentru acest tip de toxicoză, avantajul din punct de vedere medical sau al medicului veterinar, este că tipul acesta de toxicoză beneficiază de antidot. Deci intervenția medicului veterinar, dacă este promptă, prognosticul în cazul acestei toxicoze este favorabil. Mergând așa prin toate categoriile sau cele mai întâlnite produse pe care le avem în casă, nu trebuie să neglijăm, spunem noi ca proprietari, medicația pe care o folosim. Este un aspect asupra cărora proprietarii nu sunt foarte atenți și consideră că dacă ei pot lua o tabletă întreagă de paracetamol, de aspirină sau ibuprofen și au o greutate de 70-80 de kilograme, de ce nu ar putea să-i dea aceeași tabletă și unui câine de 70 de kilograme sau să o dozeze ei apreciind greutatea animalului? Nimic mai fals. Aceste medicamente pe care le-am enumerat, în special ibuprofenul și paracetamolul, determină toxicoze extrem de grave la animalele de companie și în special la câine. Așadar, trebuie să fim atenți, așa cum suntem atenți în ceea ce privește creșterea propriului copil. În momentul în care avem un animal de companie, trebuie să ne asumăm acest lucru, trebuie să-l vedem ca pe o entitate separată de noi, nu trebuie să neglijăm aspecte legate de, așa cum am spus mai devreme, comportamentul social, cât de jucăuș este animalul, unde are acces, cum ne-am depozitat toate produsele despre care știm că sunt toxice, pentru că sunt menționate, sunt diverse avertismente sau nu știm că sunt toxice. Care ar fi primele simptome pe care un proprietar le-ar constata la animal și ar putea fi datorate unei intoxicații? Ce anume i-ar atrage atenția că animalul, câinele sau pisica, a consumat ceva toxic și din această perspectivă este indicat să ajungă în cel mai scurt timp cu el la medicul veterinar? Principalele semne pe care le putem vedea sau pe care proprietarii le pot vedea în cazul unui animal intoxicat sunt hipersalivația, voma, diarea. În general, proprietarii de animale de companie știu așa din popor, să spunem, sau de la televizor că animalele intoxicate sunt hipotermice, nu în toate cazurile. Deci este un lucru asupra căruia trebuie să fim conștienți, că nu toate cazurile evoluează cu hipotermie, ci cele mai grave toxicoze evoluează cu hipertermie. Deci în momentul în care un animal sănătos, jucăuș, devine apatic într-un timp scurt, prezintă vomă, prezintă diaree, manifestări nervoase, o stare de agresivitate, o stare de agitare, trebuie să suspicioneze proprietarul că s-ar fi putut contamina cu ceva. În cele mai multe cazuri, proprietarii vin și spun: am mâncat ceva, a fost otrăvit, i s-a aruncat ceva, fără să poată preciza etiologia. În cazul toxicozelor, care înseamnă boli cu evoluție rapidă, cu prognostic grav și cu sfârșit letal, conduita proprietarului ar trebui să fie orientată în primul rând spre medicul veterinar, spre cel mai apropiat cabinet veterinar, fără a se încerca o medicație acasă, asta însemnând de cele mai multe ori pierdere de timp, o apreciere greșită a greutății, administrarea unor substanțe care pot interfera sau pot potența chiar substanțele toxice. Este bine ca în orice patologie, indiferent de etiologia ei, să prevenim, este mult mai greu să tratăm, este bine să ne informăm cu privire la tot ceea ce ar putea să fie dăunător, toxic pentru animalul de companie. Își urmează mentorii și ajung cu perseverență și pregătire continuă, zi de zi să-i depășească. Vom prezenta în această categorie rezultate remarcabile și un nivel profesional ridicat al studenților, astăzi medici veterinari cunoscuți în comunitatea românească și nu numai. Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta un pacient care a venit la noi în urmă cu vreo 10 zile, ca și manifestări clinice nu prezenta decât o diaree, o enterită. În urma investigațiilor s-a evidențiat și un prolaps rectal. Pisica a fost supusă unor analize, în principal cele biochimice, hematologice și o ecografie. Ca și evoluție, evoluția a fost favorabilă. În schimb, proprietarul, observând acasă strict semnele de natură digestivă, și anume defeca de 7-8 ori la interval de 3-4 ore, în litieră, pe lângă litieră, în momentul în care se așeza pe o canapea, pe un fotoliu, lăsa o amprentă datorită prolapsului rectal. Nu avea alte simptomatologii, gen vomă, apatie sau alte modificări care să-l sperie. O să luăm temperatura, să vedem cum a evoluat. Din punct de vedere medical, ea acum se prezintă bine. Ecografic nu mai are nimic, nu mai prezintă nicio inflamație pe mucoasa intestinală. Totul e în regulă. Temperatura se poate vedea că este normală, 38,3. Din punct de vedere alimentar, acum e partea mai delicată, pentru că trebuie să urmeze un tratament poate de 2-3 luni, depinde de evoluția ei, și anume un regim alimentar medicamentos sau dietetic cu o hrană specială pentru a ajuta pentru problemele ei digestive și intestinale. Pisicuța la ora actuală este în perioadă de recuperare, însă o perioadă de o lună, două, trei, probabil, până se va reface flora intestinală normală, va primi o hrană dietetică specială pentru probleme gastrointestinale, precum și un medicament probiotic. Va veni la control probabil o dată de 2 ori pe lună. Având în vedere că e o pisică tânără, o pisică care are în jur de 1 an, mai mult ca sigur că toate aceste probleme digestive se vor rezolva până în câteva luni. Trombocite la o valoare un pic cam mică, în rest, pe partea leucocitară e bine, singura modificare ar fi și e normală la ce gen de afecțiune a avut, limfocitele cu o valoare un pic cam mărită. În rest, analizele sunt impecabile, comparativ cu valorile care au fost inițial. Întrucât pisicuța nu mai prezintă semne clinice, va sta și va aștepta liniștită proprietarul să meargă acasă. Un eveniment important internațional s-a derulat săptămâna trecută în București, cea de-a 29-a conferință regională pentru Europa a Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, precum și lucrările celei de-a 38-a sesiuni a Comisiei Europene pentru Agricultură, a FAO, principalul forum și organism de conducere a politicilor în domeniul agriculturii, silviculturii, pescuitului și dezvoltării rurale. Două subiecte importante pe agenda acestora: risipa de alimente în Europa și Asia Centrală, dar și sprijinirea fermelor de familie, mai ales că anul 2014 a fost declarat de FAO Anul Fermelor Familiale. Deschisă oficial de directorul general FAO, José Graziano da Silva, prim-ministrul României, Victor Ponta, și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, conferința a adunat la oaltă numeroși participanți din 55 de țări din Europa și Asia Centrală, inclusiv reprezentanți ai societății academice, organizațiilor guvernamentale și ai societății civile române. Vă aducem mai aproape, în interviurile care vor urma, câteva din impresiile participanților despre acest eveniment important. Stăm de vorbă cu domnul academician Alexandru Bogdan, membru al Academiei Române și principalul reprezentant al comunității academice implicată în tematica conferinței de astăzi. Care sunt impresiile despre conferința FAO organizată în România și cu siguranță că ne puteți spune câte ceva și despre bogată activitate a grupului de lucru din cadrul Academiei pe care o conduceți. Astăzi s-a discutat în deschidere, într-o sală reprezentativă din clădirea Parlamentului României, cea mai mare clădire europeană, și în lume pe verticală. Există, deci, o tematică legată de siguranța și securitatea alimentelor, de asigurarea hranei pentru întreaga omenire, reducerea decalajelor privind siguranța alimentară, securitatea alimentară, protecția alimentelor și în toate acestea sunt în deplină cunoștință de cauză cu afirmația că Universitatea Spiru Haret are cercetări notabile și de-a lungul anilor am participat la sesiunile științifice în care aceste elemente, pornind de la microbiologia alimentelor și terminând cu aspectele de ecologie, ecopatologie și modalitatea relațiilor cu sănătatea mediului, sănătatea animalelor și sănătatea omului, vreau să vă spun că am fost plăcut impresionat de modul în care primul ministru al României, Victor Ponta, a făcut afirmații de mai multe ori că, într-adevăr, România are potențialul agroalimentar deosebit de ridicat, că există din partea Guvernului României a celorlalte structuri instituționale un sprijin competent pentru a se relansa producția agroalimentară a României. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă spun, doamna colegă și reporter, să rămână înscris și pe peliculă, ca premieră, ca exclusivitate, următorul aspect. S-a menționat în deschidere că există legătură între siguranța energetică, securitatea energetică, independența energetică și aceleași trei cuvinte, siguranța alimentară, securitatea alimentară, independența alimentară, dar nu s-a precizat de ce aceste lucruri pot fi legate. Pentru că există acest aspect foarte actual, siguranța și securitatea ca independență energetică națională și europeană, dar este și la alimente. Deci aș folosi, pentru că dumneavoastră sunteți în domeniu și spuneam să rămân în acest interviu ca exclusivitate semantică, ca și concept lansat în prima audiție, și anume siguranța, securitatea și independența energetică metabolică. Deci cea legată de hrană este energia din hrană, energie metabolică, și atunci vom merge cu acest concept într-un proiect european împreună cu dumneavoastră și lucrăm la acest aspect, nu cu tematica care acum o lansăm după ceea ce am asistat la deschiderea celei de-a 29-a sesiuni a grupului regional de la FAO pentru Europa și Asia Centrală, deci o independență, securitate și suveranitate energetică metabolică. Să ai ce mânca astăzi într-un context geostrategic în care fiecare țară este obligată ca să asigure populației o hrană de calitate. Vor veni creșteri demografice spectaculoase, suntem acum peste 7 miliarde de oameni, vom ajunge peste 9 miliarde la 2050, este o anumită prognoză cu variante pentru 2100, vor exista suprafețe care dispar prin deșertificare, prin elemente legate de poluare tehnogenă și atunci cantitatea alimentelor și parțial calitatea lor va fi într-o anumită scădere, cu atât mai mult trebuie să ne ocupăm despre securitatea energetică metabolică, hrana, pâinea noastră, cea de toate zilele. De aceea, interviul pe care sunt foarte onorat că îl dau, va avea centrat un singur gând. Să avem un proiect de țară, un proiect național, strategic și prioritar, în care România, europeană și euroatlantică, să-și valorifice potențialul agroalimentar, potențialul capitalului teritorial autohton, în condițiile în care fiecare actor internațional din context globalizat caută să-și valorifice ceea ce are mai bun în țara lui. Noi avem bioresursele agroalimentare într-o țară în care puterea verde agroalimentară este ceea ce trebuie valorificat, prelucrat, administrat și Va exista, bineînțeles, și o industrie corespunzătoare, o industrie agroalimentară. Văd deci o Românie în viitor agroindustrială puternică, relund un loc care ne onorează prin binecuvântare divină sub aspectul locului 6-7 ca teren de fertilitate, ca pășuni și fânețe, ca elemente legate de ceea ce înseamnă întinderea terenurilor agricole și arabile, dar poziția ca țară producătoare este undeva după locul 15, linioară 20. Deci în următorii ani, ceea ce astăzi se stabilește aici, adică valorificarea potențialului fiecare țări pentru a produce hrană. Noi avem acest aspect cu solul, alte țări au acvacultura, alte țări au elementele legate de o legătură cu modalitățile altor posibilități de a face producție prin culturi hidroponice, parmacultură și celelalte și cred. Și avem și promotorul la nivelul Academiei Române, grupul de lucru nu doar entuziast, dar și cu foarte multe proiecte derulate și în curs de desfășurare. Este adevărat, sunt foarte onorat că într-o foarte importantă selecție FAO a ales ca experți în grupul de High Level Panel Expert, deci experții de panel de înalt nivel pentru alimentație și agricultură, din cadrul Centrului de Biodiversitate, 3 specialiști, este vorba de colega cercetător științific gradul 1, 2 facultăți și medicină veterinară și zootehnie, există conducere și cu partea de doctorat și dânsa a fost nominalizată asemenea expert FAO și colega cercetător mai tânăr, doctorand în finalizare, Străteanu Amalia și cel care vorbește. De să venim în această sacră sală Alexandru Ioan Cuza, o sală a unirii, cu semnificația în care Centrul de Biodiversitate al Academiei Române vine și consideră că unirea și consensul național trebuie să fie făcut pentru România, putere verde, agroalimentară, cu o binecuvântare europeană și la nivel globalizat. Stăm de vorbă cu echipa managerială a Centrului de Biodiversitate din cadrul Academiei Române, echipă care s-a ocupat îndeaproape de 2 proiecte majore, proiectul doctoral și cel postdoctoral, cu principală activitate tematica conferinței de astăzi. Care au fost rezultatele pe parcursul celor 3-4 ani deja de derulare? Da, au trecut 3 ani de când au început derularea acestor proiecte de școală doctorală și școală postdoctorală. Aceste proiecte de formare profesională chiar în domeniul siguranței și securității alimentare s-au terminat cu un real succes. Au fost realizate în acest sens multe lucrări științifice publicate și prezentate, diseminate în cadrul unor conferințe internaționale. De asemenea, putem spune că cei 105 postdoctoranzi au contribuit și sunt sigur că vor contribui și în continuare la dezvoltarea unor proiecte în domeniul siguranței și securității alimentare, iar cercetătorii doctoranți care au finalizat cu succes acest proiect vor fi viitorii postdoctoranzi care vor asigura sustenabilitatea școlii postdoctorale. Din perspectivă economică, aceste proiecte au avut un impact nu doar la nivelul Centrului de Biodiversitate, dar cred că și la nivel național au adus o contribuție cât de cât importantă. Din punct de vedere economic, cercetătorii pot să afirm că au fost din toate regiunile țării, au adus îmbunătățiri la nivel local și nivel regional prin ceea ce au cercetat și ce au rezultatele cercetărilor, care bineînțeles că au aplicabilitate în practică. Ei continuă să colaboreze cu noi, proiectele deja merg mai departe, sustenabilitatea este asigurată, avem pe postdoctoral, pe school, încă o serie care a terminat acum în luna martie și merge în continuare pentru seria a 5-a. Cercetătorii sunt foarte buni și asigură într-adevăr o informare și o sustenabilitate a acestei tematici de siguranță și securitate alimentară. Pe durata conferinței desfășurate la Palatul Parlamentului din București, a fost organizată și o expoziție cu produse tradiționale, puțin susținute financiar, cu o politică mai degrabă potrivnică. Fermele familiare din România produc și furnizează către piața națională, dar și internațională, produse de calitate cu valoare certificată. Vă prezentăm în continuare doar câteva dintre acestea. Una din tematica conferinței FAO a fost cea legată de ferma familială. Cât de ușor sau cât de greu le este producătorilor români, vom afla în continuare, stând de vorbă cu doamna Cecilia, un producător de produse tradiționale românești din județul Brașov. Mă numesc Istrate Cecilia, sunt din comuna Fundata, județul Brașov, și ferma noastră este situată undeva, deci la 30 de kilometri de Brașov, la Vlădeni, din comuna Dumbrăvița. Care sunt produsele tradiționale cu care ați venit astăzi la acest târg? Noi avem produse din lapte și produse din carne, deci produsele noastre tradiționale, specific zonei noastre, este brânza de burduf, telemeaua de oaie, cașcavalul afumat, urda dulce și cașul dulce. Are importanță mediul în care cresc animalele și se regăsește calitatea acesteia în gustul produselor? Este o mare importanță, deci pentru că animalele trebuie să pășuneze într-o zonă curată, la un aer curat și să fie hrănite cu o hrană naturală. Deci ele sunt crescute în pajiștea lor legere, nu sunt stresate, nu sunt absolut nimic. Deci animalele noastre sunt hrănite natural și tratate natural. În această activitate este implicată întreaga familie, bănuiesc. Chiar întreaga familie. Și mai trebuie și ajutoare din prejur. Câți membri mai exact? Suntem 3 membri ai familiei și mai sunt încă bunicii, deci tata. Unul din produsele tradiționale pe care le-ați recomanda consumatorilor, având cele mai bune calități? Nu vreau să fac discriminare între produse, că toate produsele care sunt tradiționale sunt făcute cu suflet și rețete de peste 200 de ani respectate. Deci chiar toate produsele le recomand la clienți. Este brânza de burduf, telemeaua, cașul, cașul afumat, pastrama, un cârnăcior de berbecus cu vițel. Deci nu vreau să fac discriminare că unul ar fi mai bun ca altul, pentru că se întrece în calitate unul pe celălalt. Sunt probleme majore pe care le-ați întâmpinat legate de activitatea dumneavoastră și care credeți că ar avea rezolvare în urma acestei conferințe? În urma acestei conferințe, marea problemă care o avem, nu știu dacă ne-ar putea ajuta, deci că este mâna de lucru, deci nu avem cu cine să muncim. Deci dacă n-am pune bază pe noi, familia, deci angajați din stânga, din dreapta, deci ca să luăm oameni, că tot se vaită că nu sunt locuri de muncă. Dar lucrul ăsta nu-l înțeleg, pentru că este salariul destul de bun la o fermă, este hrana asigurată, deci are bani, are mâncare asigurată, dormitul, cazarea, că nu sunt condiții de nu știu câte stele, că doar nu vine la hotel, vine la pensiune, vine la muncă. Ar trebui să fie, deci, mână de lucru, dar aici este foarte greu, deci conferința asta chiar nu are cum să ne ajute. Dar, în schimb, pentru desfacerea produselor așteptăm să fie ceva rezultate bune. Suntem încă în județul Brașov, deși ne aflăm în holul conferinței FAO, desfășurată la București, și stăm de vorbă de această dată cu unul din producătorii locali de produse ecologice sau bio. Unul dintre puținii producători certificați la nivelul țării pentru aceste produse. Care sunt produsele dumneavoastră? Bună ziua, mă numesc Florea Dan, sunt din localitatea Ucea de Sus, județul Brașov, așa cum a spus și dumneavoastră. Noi avem o suprafață de 10.000 de metri pătrați, adică un hectar, certificată bio, pe care avem cultivat livadă cu meri, 2.000 de metri pătrați cu trandafiri pentru dulceață, 1.000 de metri pătrați cu zmeură și ulterior am plantat și 1.000 de plante de aronia. Deci avem așa o cultură din mai multe fructe și fructiferi. Există piață de desfacere pentru aceste produse în România? Da, există piață de desfacere pentru aceste produse, nu numai în România. Noi vindem în acest moment produsele bio, dulceața și stropul de trandafiri și ceaiul de trandafiri îl vindem și în afara țării. Vindem în Anglia, la momentul ăsta, avem mostre trimise în Japonia, ca urmare a prezenței noastre la târgul de produse bio de la Nürnberg din acest an, mostre trimise în Slovenia, tot de sirop, și în Grecia, dulceață de trandafiri. Puteți spune câteva din calitățile benefice ale acestor produse asupra organismului? Siropul de trandafir conține foarte mult vitamina B, vitamina D, adică trandafirul în general, iar siropul este bun pentru afte bucale, este bun pentru copii pentru tuse, ceaiul reglează tensiunea arterială, este un bun... reglează rinichii, adică curăță rinichii, pardon, iar dulceața se consumă ca desert. Dulceață, dacă un desert. Acestea au fost informațiile pentru astăzi, sperăm interesante și utile. Vă așteptăm și miercurea viitoare, la aceeași oră, 9:30, când vom prezenta și alte aspecte din activitatea studenților, a cadrelor didactice și a colaboratorilor acestora, precum și o nouă serie de informații utile de dresaj canin. Până atunci, ne puteți adresa întrebări în scris la adresa academiaveterinară@tv-h.ro. O zi frumoasă, pe săptămâna viitoare!